Cea mai apreciată băutură din lume are o zi a ei. Cafeaua, fără de care mulți nu concep să-și înceapă ziua, este sărbătorită pe 1 octombrie. Întreg weekendul, în mai multe orașe din țară și din întreaga lume, sunt organizate evenimente în cinstea cafelei. October 1st is International Coffee Day. International Coffee Day. Ziua de 1 octombrie a fost desemnată de Organizația Internațională a Cafelei, drept Ziua Internațională a Cafelei, o zi în care această băutură este sărbătorită în toată diversitatea sa. Cu această ocazie, în mai multe orașe din România și din lume sunt organizate evenimente în cinstea îndrăgitei licori negre. Efectul energizant al cafelei a fost descoperit pentru prima dată în Etiopia de un păstor de capre. Potrivit legendei, Caldi a observat că animalele aveau mai multă energie după ce se hrăneau din tufele de cafea, așa că a gustat și el. Brusc, acesta a devenit foarte agitat. Păstorul a cules câteva boabe de cafea pe care le-a dus unui călugăr de la o mănăstire din apropiere care a făcut o băutură din ele. Fie că preferați o cafea preparată la filtru sau la ibric, un espresso sau un cappuccino, cafeaua este cea mai populară băutură de pe glob. În fiecare zi în lume se beau peste 1 miliard de cafele, dar specialiștii trag un semnal de alarmă. Cafeaua este pe cale de dispariție. Schimbările climatice amenință deja culturile de cafea care ar putea dispărea până în anul 2080. Studiul unui grup de cercetători a scos la iveală că schimbările climatice riscă să distrugă planta cafelei arabice, una dintre cele mai bune și mai răspândite varietăți de pe glob.